Salutare tuturor, fraților, și bine am găsit la un nou episod, un nou prank, să zic așa, care o să vă placă, o să fie foarte, foarte șmecher. Practic, astăzi am luat elicopterul ăla de la Focus Island fix în fața shop-ului meu, frate. Bă, zici că l-a făcut intenționat să-mi blocheze mie tot ce se întâmplă acolo și l-am mutat în altă parte, dar l-am reconstruit exact, ba chiar mai bun, alături de Pink. Așa că dați și voi acolo like și un subscribe dacă mai vreți clipuri de genul, pentru că eu zic că a ieșit destul de șmecher, dacă mă întrebați pe mine. Chiar sunt mândru de cum a ieșit și cred că am făcut zona mult, mult mai frumoasă în partea aia. Deci dați acolo un like și un subscribe, follow pe Instagram de urgență, l-aveți în descriere și vă dau inimioare și vă las cu clipul. Hai încoace, Luca, să-ți arăt ce șmecherie am făcut pe barcă. Bă, deci știi că eu m-am mutat pe barcă, nu? Te-ai mutat pe barcă? Păi știu, da, am început să... Păi și casa asta de aici? Aia. O să dau jos și rămâne un părculeț, mă, că tot am părculețul ăla eu acolo. Bă, o să fie absolut foarte frumos. Asta nu e o idee rea, actually. Poți să faci o fântână acolo undeva, știi? O fântână arteziană, dar nu prea mare, că după aia arată urât. Hai, intră unde pe aici, prin peșteră. Intră, mă, prin peșteră ca să urci până la barcă. Bă, păi, te-ai băgat la creație. Păi, da, trebuie lift de apă rapid, mă, că altfel... Și cum te dai jos de obicei? Te arunci pe cealaltă parte și cazi în baltă de acolo, gen de dincolo. Și dacă mă rup capul și nu aterizez în baltă. Hai, mă, bă, dar tu nu știi să nimerești o baltă, e mare, da. Baltă. Hai, intră pe aici. Mamă, m-a deschis una de aia. De păi ce mai gras? Eu sunt mai gras, nu capul. Păi, n-am vrut să o zic eu, dar bine că ai zis-o tu. Ce zici de mesele mele foarte frumoase pline de plante, Ok. Ia uite ce am prima aici. Oară, dacă mă întreb pe mine, e exagerat de mult fum aici și puneți niște de astea. Ce gen. Nu, că nu vrea. Nu-mi plac astea, că scringe. Păi nu, astea sunt urâte, dar gen să-ți faci de la din sprus. Ai lemn de sprus. Mam, dar de ce să pun de astea să le acopăr? Lasă-mă. Păi lasă, da, să fie fum, frate. Lasă să fie fum. Oh my god. Păi bă, unde e fum e și puterea, așa zic ăștia care conduc diesel, nu știi? Da, da, bine de da, știut. Păi stai așa că am aici gen o grămadă de gunoaie care trebuie puse în cesturi. Bă, vino încoace să-ți arăt ce am făcut. Vino încoace să-ți arăt prima dată ce am făcut. Bă, deci uite la ce am lucrat aseară, mă. Că m-am plimbat peste tot pe aici, o să-ți placă, o să zici că arată foarte frumos, ia uite. Oh, nu cred, nu pot să cred. Ia uite ce frumos aici. Asta chiar e Caterinca. Toată baza noastră de sus. Uite Albina cum se vede, uite barca mea. Stai că eu nu pot să mă... Trebuie să ții și shift-ul când te urci. Okay. Masă, oh my god. Bă, cât de mișto arată Albina de sus și totul de fapt arată. Da, true. LOL, bine, aproximat, mă rog, uite pe Nocivanul aici care ține casa și te stai în România, micuț acolo. Bă, ce, deci arată prea frumos. Oh my god. Și skinurile, fix aici la margine, uite și skinurile. Da, 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 bine, nu prea dai seama, decât al meu se mai observă. Dai seama, deci a tău, lumea își dă seama repede ce e, ăla e al lui Insanity, apoi nu știu ce e. Ăsta de lângă sunt mine e Silent și ăla de la capăt sunt eu. Păi da, mă, că e gen părul cu culoare întunecată tu. Bă, nu pot să cred că ai făcut... Și asta ai făcut off-camera? N-ai făcut, știu, pe live sau pe... Păi ce? Păi pe live normal. Ah, tu pe live. Tu știi că m-am plimbat pe aici, așa am pus hărți. Ah, uite și aici okay. E capitanul, ai văzut capitanul bărcii? Capitanul? Ce? Ah, ba da, capitanul barbă cheală. Cum e, exact, bă, barbă cheală? Adică n-are barbă sau... Păi are barbă în gură, dar gen în cap în nu are gură? Și barbă. Tu ai barbă în gură? Are... Păi la gură tu, ai înțeles tu. Ai mustață la gură, nu e barbă. Ai mustață? Ai mustață de fecioraș, bă, trebuie să-ți de lași fecioraș. Barbă. De fecioraș, eu sunt bărbat adevărat, bă, Pink, nu știi da? Tu. Da? Da. Păi și unde dormești tu? Un pat pe aici? A, păi ăla o să vină când la un moment dat omul... avea... Am bă, înțeles, tu lasă-mi chesturile alea de acolo, mă, lasă, ai văzut și chesturile astea de aici, ia uite da, ce am văzut, aici mai e ceva, da, nu e nimic, trebuie, e la ce mișto. Trebuie. Ia, hai, zi ce facem cu elicopterul ăla lui Silent, bon, pentru deci că vrem să-l distrugem. Vrem, să, vrem să-l vandalizăm, nu o să-l distrugem. Deci fii atent, o să fie țeacă, îi luăm elicopterul, îl mutăm în altă parte, nu? Da, deci cam ăsta e planul pe clipul de... Stai că nu pe aici. Deci pe clipul de astăzi îi luăm efectiv elicopterul. Oh my god. Bă, mamă, ce era să dau pe lângă. Cum era aia? Mamă, deci ai țipat așa tare încât s-a făcut gen... S-a distorsionat de n-am înțeles nimic. Îmi pare rău, băieți, dar știți că eu mai urlu pe video. Aia vecinii nu mă prea suportă, dar și eu îi urăsc pe ei. Urăsc vecinii. Ok, cred că toată lumea urăște vecinii, mai ales eu care țip toată ziua, mă rog. Chestia era că... Îl mutăm și mai sus.
trebuia să punem și elicopterul ăsta mai sus, nu? Da, păi ăsta uite și tu unde l-a pus, dude. Deci, pe bune, zi tu, Pinkel. Bă, după... eu zic că știi ce, mai bine îl punea pe pământ, frate, dar nu aici, că... Dar spune tu, nu ți se pare că chiar blochează gen tot spawn-ul? Ăsta și nu numai shop-ul meu, lasă doar shop-ul meu. Mie mi-e frică că îl făcea mai sus și nu mai vedeam eu barca de aici din bază, dar ai. Oricum l-ar fi pus aici, era rău. Uite și tu, nu mai vezi statuia de aici. Deci practic cam ăsta e motivul dărâmării elicopterului și reconstruirea lui, pentru că suntem de treabă și îl reconstruim. Dar cum era doar să-l dărâmăm? Dacă doar îl dărâmăm, gen. Așa că nu e bine. Păi ar fi și asta, nu mă. Uite așa, trebuie să fie, nu mă, stai. Ia încerc să spui. Nu, stai că aveam scara în mână. Uite, așa trebuie, mă, așa trebuie. Ca cum, să putem, mă, să punem scara. Uite, așa. Bineînțeleg, dar tu cred că l-ai pus cam în spate. Noi cam în spate. Eu nu știu unde zici tu, dar dăm și mie niște de-astea să pun. Că eu n-am nicio materie. Hai că mai am să-ți dau, Luca, dacă e. Tu ce crezi, că au crescut astea în copaci? Păi, practic, sunt din lemn, n-au crescut în copaci. Unde au crescut? Păi, da, dar gândește-te așa. Ia du-te și mai fă rost de câteva de-astea, că ne găsit, trebuie. Am găsit trebuie încă 14, încă 14 scări ne trebuie. Păi, frate meu, hai întâi să îl facem. Și după îl dărâmăm. Unul nou și după aia îl distrugem pe ăla vechi, gen, îi punem un TNT în el. Pentru efectul comedic. Bă, mama, asta ar fi destul de tare, să știi. Ia stai. Păi să știi că ar fi, deci... Scara e până undeva aici și apoi elicopterul este ceva de genul, nu? Ia vezi, bă, Pink, pun bine astea? Asta e că am pus una în plus, cred că. Da. Așa, acum dă click dreapta pe ele. Da, tot. Mamă, Luca, mamă, ce gamer! Gaming! Da, sari puțin. Pune ca să se... Că mereu mi s-a părut că nu se conectează al lui, știi, cu scările. Și ce mai putem să punem niște scări, fii atent. Uite. Scări? Uite, vezi? Gen așa, direct. True. Mamă, deci îl facem și mai bun decât... Da. Dar stai așa, deci avem așa, 30 cu 36 și acolo câte sunt? 1, 2, 3, Băi, eu n-am deschis pozele alea, ar trebui să ți le dau pe Discord. 12, nu cam și eu. Deci 12. Deci aici sunt 2, deci îmi trebuie până la 6. 3, 4, 5, 6 și acolo câte eu. Bă, dar ia, dăm split la alea. La, ai mai multe de astea de quartz? 4, 5, 6. Sau asta e prima parte. Bă, nu am foarte multe, atâtea mai am. Deci trebuie să mergem să facem ăla, din păcate. Păi stai așa că poate mai, dacă vrei să mai lăsăm. Lățime sunt 5. Lăcime. Stai așa, sunt 5 pe cred că, uite, mai aruncat pe jos. Uite, mă, mai sunt pe jos. Au căzut de când le-am distrus. Mai am, stai așa, nu trebuie să-l distrugi chiar acum, pentru că mai am eu quartz. Mai am și eu blocuri de quartz. Păi da, avem quartz, gen. Stai, ai luat din chestul ăla blocuri de quartz? Da. Câte sunt multe? Slaburi. Well, I mean, uite, ți-am pus înapoi, mai sunt încă vreo 49 acolo. Păi sunt multe, mă, le facem pe toate de-astea. Gata. Deci fii atent, fii atent. Asta putea să avem nevoie de mai multe, E actually destul de simplu, am zis că sunt 5 grosime, lățime, da? Deci avem 1, 2, 3, 4, 5. Și acum fii atent, facem așa, bă, da, se întunecă, n-ai și tu un pat. Pentru că mie îmi place să dorm, gen. Gaciu. Stai așa. Bun. Ce faci, mă? Așa. Ce nu încerc, nimic, ce fac? Nu, eu, Luca. Ce vrei să insinuezi? Punem ce vrei să insinuezi. Trebuie să punem peste tot pe aici sau trebuie să vină... Atât. Până acolo, până tot. Unde ești tu. Nu. Stai da. Adică da, adică nu, adică da. Ai adică, înțeles tu. Da, adică nu, adică da. Adică auzi, mă, am o idee. Ce-ar fi să... Te-ai panicat și începi să cânti, gen... Nu. Nu știu, începi să cânti. Nu, mă gândeam să-i facem ăsta de trei lățime sau ceva de genul, dar nu cred că ar fi foarte bine. Dar vezi că arată bine cum e gen a... Și acum e gen dacă mă întreb pe mine. Și acum trebuie față, două lungime în față și trei lățime. Uite, ceva de genul ăsta până acolo. Gen, asta e fața. Ah, da, am înțeles. El mai avea unul aici, la bot, dar l-am scos eu. La un moment dat, gen, că mi s-a părut că arăta mai bine. Dar nu bă, și-a dat sincer. Seama. Wow, da. Și în spate cum, tot așa? Tot. Exact la fel, exact. Două în spate și trei lățime și apoi fii atent, încă eu zic una. Să lăsăm la asta, să lăsăm perfect. La spate. Dar aici o lăsăm în față. Aici să fie fața, da, aici să fie botul. Păi uite, am făcut toată baza deja, mă. Păi gata, și acum mai trebuie decât să facem foarte multe alte chestii complicate. Restul de chestii. care e foarte complicat. Unde avem o grămadă de red concrete? Sau, uite, avem aici, m-am luat eu. Da, avem destul. Cât ai luat? Avem și slaburi de astea, mă?
The Smooth Stone? A, uite, avem. Mamă, și sticlă. Bro, le avem pe toate. Păi da, îți dai seama că a făcut mai mult. Uite, avem Black Concrete. Ai luat mult red? Ne trebuie grey concrete-ul, da. Grey? Da, am luat tot red-ul. Păi și noi, mă, oare să folosim spectatorul, oare ca să-i vedem chestia mai bine? Că da, poți să-i dai spectatorul, adică... să... Bă, atâta din când nu te uiți după diamante sau de-astea, poți folosești cam în orice situație spectatorul, știi? Adică nu se pune ca și cheating. Și dacă vreau să mă uit pe... Bă, dă-mă și mie blocuri de-astea. Ia, mă, na, uite, ia jumate. Mulțumesc! Chiar apreciez. Bă, așa deci, puțin avem... Mă, nu, actually, deci... eu cred că e destul de simplu, actually. Bă, chiar nu cred că e atât de greu, doar pui pe cred margine. Că, da, doar pe margine și apoi aici așa. Și a fi acum vine grey. Aici. Iese cu încă două. Ok. Și pe părți o să facem chestiile alea cu aceste slab-uri, numai că nu știu exact, stai așa. Da, stai așa că le facem la final pe alea. N-are rost să ne batem acum capul dacă... Nu, mă, e super simplu. Auzi, fii atent. Vrei să facem gen unde avea el grey, pentru că tot avem direct black concrete, să facem cu black? Crezi că ar arăta mai bine? Cred că ar fi gen prea întunecat, zic eu, nu? Nu știu, mi se pare că arată mai șmecher gen combinația asta de roșu cu negru decât roșu cu gri. Azi vedem... Da, și mă, ăla e tot un fel de negru, numai că e mai gri și e mai frumos așa că... Uite negru arăta. E, bro, negru arată mai dark decât viitorul meu, bro. Păi și, nu știu, e... Păi și, da, asta e ideea, că nu e. Bine, atunci faci jumii-jumac cu mine, că n-am... Păi avem o problemă, avem o n-avem problemă, că aici... Nu, no, aici nu mai e exact așa cum e roșu. Stai, una, două. Uite, aici vine ceva de genul, vreo două blocuri sau ceva de genul ăsta, nu? Gen așa? Sau trei blocuri, da, exact. Și apoi... Seama că îmi dau eu spectator, fii atent, când dau eu spectator și te ghidez. Hai că te ghidez dacă e. Mamă, hai că mă ghidez dacă e. Sunt destul de sigur că n-am făcut ce trebuie aici. Bun. Deci aici așa. Vin două de-astea, fii atent. Sunt trei blocuri și apoi două, ok. Sau noi am făcut două și apoi trei. Este ceea ce încă este unul oribil. Aici. A, este cringhe, dacă mă întreb pe mine. Bun, și acum vin două și aici peste tot este sticlă de asta. Da, neagră, da, da. Uite. Ceva de genul. Bă, tu de ce uite toate așa materialele și eu n-am niciun material? Pentru că sunt mai rapid și mai furios. Eu fur materiale, iar mai ești... furios? Și eu ce ești... sunt, a? A? Ești a? A? Un prieten adevărat, da. Wow. Urăsc chestia atât de mult, frate, stăteam pe loc. Wow. Ok, so, sunt două de alea de sticlă, noi cum am făcut? Uh-oh, da, noi n-am făcut bine. Olu, nu-mi place cum sună, uh-oh. Stai. E nașpa cu sticla, sparge-o. Ok, gata, am spart-o. Ai spart-o pe toată? Da. Bun, fii atent, sticla este ceva să de pus, genul ăsta. Să se pune aici? Sparge ăla. Nu, l-am pus ca să pot să... Am înțeles. Pun eu după aia altă sticlă, uite așa. Oh, my God. Mamă, Luca. Mamă, Luca, miu, ce-ai făcut? Cred că mai bine făceam gen... Cred că ne dura mai puțin dacă făceam fiecare clipul ăsta în parte, gen, îl mutam eu odată și după mai veneai tu și îl mai mutai odată, gen, decât amândoi din același timp. Actually true. That's actually true. Any true words? Yeah, that's pretty true. După true aia trebuie real. Să mai venim cu o de-asta roșie, nu? Peste tot unde e gri, eu așa cred. Nu peste gri. Lângă, ba, da. Gen. Unde mă lângă? Uite așa cum fac eu, mă. Păi peste tot... A, tu zici de roșu. Roșu peste gri, gen. Parcă e așa, nu? Păi roșu stai peste... să văd. Nu e peste tot așa. A, ba nu, că e prea plat aici. Da, ba. Deci... La față e un roșu, în rest nu e. Uite, aici nu mai e. Aici unde ai pus tu nu e. Este doar un roșu acolo înainte să înceapă ușa. Uite, fix unde am pus eu. Am înțeles, da, acum... True. Și aici vine mai mult de după roșu. Ușă? Treaba, auzi, ai o sticlă ce? Cu apă, auzi, sticlă, găleată cu apă la tine. Țesete? Ia. Yeah. Dacă am nevoie să cobor să fac trăznaia asta de a făcut-o el aici așa. Ce la? Una, două. Ce faci, mă? Căzui. Bă, cum să cazi? Ah, da, mulțumesc, m-a ajuns foarte mult. Mamă, te urăsc atât de mult. Bă, tu te-ai urcat acolo în loc să te urci pe scări. Păi era fix la mine, what do you mean? Hai, de ce nu urci? De ce stai acolo agresiv? Hai, mă, urcă, mă, că nu ți-se întâmplă nimic, ai nebunit. Bă! Ți-am dat anxietate, ți-am distras atenția. Da, când am zis că gata, nu mai, bă, gata, am pus un dăsa, nu știu unde l-am pus, gen. Un TNT, poate activăm din greșeală. Ai un TNT la tine? Nope. Păi eu aveam like, 9 actually, și acum am 8 actually, și... Actually n-am, gen. Păi e un TNT pus random. Nu știu unde l-ai pus. A, uite, a căzut jos, gata, e ok.
Hai, vino cu deci. Ce mai trebuie? Elicia, gen sus, trebuie să mai facem. Da, Elicia, niște fens ne trebuie. Du-te și ia două fensuri de alea de avea de ce el. Să mă duc eu? Eu mereu mă duc după chestia, du-te și tu. Păi da, eu îi fac roțile. 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 Ok, faci fair enough. Roțile. O să mă duc să iau eu fensul numai din cauza roțile. Numai din cauza faptului că ai spus așa, gen roțile. Roțile. Okay. Așa, am luat niște fens. Mamă. Bă, actually a nostru e urât, dar a lui e și mai urât. Wow, gen, și asta spune multe despre elicopterul, ambele elicoptere. Frate, i-a făcut, cum îi zice, i-a făcut plafon din sticlă, mă, zici da, că e Tesla. Da, e prea multă sticlă. E prea multă sticlă. Păi cum zboară avionul ăsta așa cu atâta sticlă? Ia stai avion! Că mă nervez, poate asta. Și fii atent, punem. Așa, gen, avion. Dar fără aia de sus. Bă, stai, bă, nu, pune, uite așa, ca să se vadă și din afară că coboară puțin, mă înțelegi? Ah. Și gen, după aia mai punem restul de sticlă, uite. Deci punem așa, aici. Nu? Ah. Nu. Ok, nu, așa, stai să văd cum arată. Că vreau și eu să văd cum arată, ia stai. Da, actually arată, da, arată o chestie. Bă, arată... Băi, și tu vezi că am făcut gen foarte mare parte din el, gen efectiv mai trebuie să-i facem aia, Elicia. Da, Elicia. Și atât, nu? Uite, da, uite, atâta, vină la Elicia să vezi ce ziceam cu trapdoor-ul, gen, uite. Posibil să vreau să mai schimbăm puțin pe aici, pe unde e roșu ăsta. Bă, dar nu știu de ce mi se pare că arată ciudat, mă. Bă, uite-te la lui, a lui e mai ciudat. Bă, a lui e ciung, dar măcar ne-am obișnuit cu el, mă înțelegi? Da, true. Ăsta uite, nostru... de exemplu, știi ce mi se pare mie ciudat la lui? Uite-te la Elice cum pornește gardul ăsta random. N-ar trebui să aibă o bază mai solidă pentru Elice. Gen... A, vrei să zici să punem da, uite un cum am... concret negru sau ceva fix acolo? Da, la modul că gândește-te că da! Pare... Da! Gen... Așa te... Da! E prea random. Bă, gen... sticla! Stai, bă, că am pus-o. Păi stai, mă, uite, păi punem ia. Așa. Și de aici să înceapă ăsta, vezi? Uh-oh. Oh my god. De ce nu dormi niciodată? Lasă-mă să dorm. Urăsc să dorm, bro. A, m-a dat jos din pat, what the fuck. Bă, trebuie să dorm eu, bă. Bă, eu dorm, e patul meu, ia-s pat. Păi și ăsta iar o să vină după mine mâine. Păi, sounds like a you problem. Păi, dar ce l-ai ridicat așa tare? Că e prea mult. Nu, eu zic să lăsăm gen așa și pune-l pe ăsta neagră. Ok. Și pune-l pe ăsta neagră. Și acum avem de-astea și like, le punem, așa. Păi... ceva de genul ăsta, nu? Hai să le punem complet random, gen, fără să ne uităm la ăla. Nu, no, no, stai așa, mă, că mă uit eu. Deci, în fiecare direcție sunt câte? 5, după aia 3, după aia 2. Deci ai pus 5. Și după aia vine așa, nu? Stai, 5 fără aia din mijloc. Deci 1, 2, 3, 4, 5. Dar vezi să ne sincronizăm să fie în aceeași parte, că dacă o elice merge într-o parte... Gen, fii atent, pune-le așa, no, spre două, cum le-am făcut eu, vezi? 4, 5. Deci tu ai pus așa, ceea ce înseamnă că eu trebuie să mă duc cu 3, uite, așa, 1, 2, 3. Sper că da, da, cred că ai dreptate. 1, 2. Deci 1, 2, 3, 4, 5. Și după aia vine așa. Și acum? 3. Mamă, asta e mult mai ușor decât părea. Părea puțin mai complicat, dacă mă întreb pe mine. 1, 2. Așa. Bă, pincă am o problemă. Când... Ce, nu mai mai dăm slab-uri, da. Uite, ia de aici. Se rămână. 3 în și re... încă 2. Cred că totul e actually gata. Mai avem să-i mutăm chesturile. Trebuie doar aici sus, ne mai trebuie. Fii atent un de ăsta, fii atent așa. Nu. Gata, știu cum, știu cum. Trapdoor. Păi eu zic să nu mai pui ăla, mă, că nu o să vadă. Uite, mă, nu că-l facem frumos. Uite, e fix așa. Cred că fix așa e, gen. Ia, stai să văd. Ia, ce actually e la fel. Uite-te și tu. Dar de ce Dumnezeu a făcut? Știi ce? Actually nici măcar nu vreau să știu de ce a făcut ăla în asemenea fel. Dar e efectiv același elicopter urcat un pic mai sus. Și în altă și... parte. Da, e în altă parte ca să nu mai strice view-ul către burgerul tău care arată like, de 10 ori mai bine sau ceva. Deci ți-a doua persoană care îmi complimentează, gen extra complimentează burgerul. Păi da, mă, că chiar arată bine, mă. Mulțumesc. Și tot îi sparge acolo așa. Sticla aia, mă. Pă, da, ia, știi ce? Știi că noi trebuie să-i mutăm și chesturile astea, o să fie parte enervantă, gen. A, păi nu e, mă, problemă. A, le dăm foc atent, direct deci. Cu elicopterul. Deci, fii atent, prima dată fii atent cum facem. Îi facem o scară, pentru că pe scara asta o să punem... Redstone-ul, redstone-ul. Redstone-ul, yes, da, 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 yes. True. Stai că e în cealaltă parte. Da, mă, că nu contează bă, să da. Aibă un sens neapărat, vină-mi cu a. Păi da, mă, dar după aia n-o să mai funcționeze cum trebuie. Deci ăsta zice că plata în chestul ăsta, da? Bun, hai că eu i-am luat chestul de la plată.
Gata, l-am făcut avem. O scară cumva. Auzi, ia chestiile alea și ține minte că alea sunt în chestul cu două diamante per slot. Mamă, dar nici n-a pus ăsta să centreze semnele, mor. Mamă. Lasă că le iau eu, lasă că le iau eu, lasă că nu le iau în primul. Ai ender chest? Ai ender chest la tine? No, no. Pune-le în ăsta, fii atent, ia, vino că-ți pun eu ender chest-ul. Și pune un chest fix în... Păi uite mă, pune-l acolo, gen, copiază efectiv un chest din ăsta în ender chest-ul tău, știi ce zic? Eu la mine e full. Okay. Și apoi de unde avem un ender chest în celălalt elicopter? Pentru că le-au eu pe ăsta și îl pun în celălalt elicopter. A, s-o vrei să-l folosești pe post de... Da mă, shulker. I see. Păi de-aia, băi Pink, tu n-ai primit cadoul meu? Ba, da. Știi ce-l folosești? E super useful. Pentru că uneori în viață, două diamante... Contează femeia slot. Cu mustață. Asta voiai să spui, nu? Că uneori în viață contează nu, femeia... Nu, dar eu am mutat primul chest, tu ce faci încă? Păi vin... Ce mai... venit? Uite, vin cu al doilea chest încă. Al doilea chest? Oh. Ce faci acolo tu? Așa, acolo câte diamante per slot erau, mă? 3. Două, la următoarea aici. Câte sunt? 4? Nu știu, eu am pus 3? Ăsta de 1. Eu l-am luat pe ăla cu 1. Păi dai, păi omul meu le-a pus. Mă, tu cum ai scris asta, mă? Trebuie să fie exact la fel. Oh my god. Un diamant per slot. Ai de capul meu. Bă, Luca. Stai. Da. Dar ăsta vrei să-mi zici că el a pus întâi două diamante per slot, apoi un diamant nu, per slot? Nu, 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 ăla al meu era în dreapta de tot, dar cine mai stă să-l pună în dreapta de tot? Mamă, nici mă. Bă, trebuia să-l iei exact la fel, mă. Ah, bă, că nu se supără nimeni. Mai bă, supăr eu. Păi de ce tu? Actually, nu știu de ce mă supăr eu. Aici se face plata. Dolar, dolar, dolar. Perfect. Ok, două diamante. Plată, dolarul. Am mai luat două diamante. Îți plac banii. Normal că îmi plac banii. Să-i miros așa și să-i ling, deși nu este indicat, având în vedere că au foarte mulți microbi pe ei. Da, spune într-o că nu lingi de fapt banii. Bă, te rog. Normal că nu. Sau? Unless I do. Ok, două diamante. Mă, tu ce diamante. Fel de scară ai făcut aici, mă, degeneratule? Nu știu, mă, nu contează. Tu stai cu 3 diamante pe slot. Mamă, are chestul plin, bă, Luca. Baftă, baftă cu ăla, că ăla l-am lăsat pentru tine. Mamă, hai că le iau eu pe toate, nu e problemă, dar... Pune nender chest, pune nender chest și ți-l duc eu acolo, gen. Pune da, efectiv păi tot. Le-am pus. Și ai spart nender chest-ul? Nu. Asta e oribil. Stai așa că vin eu cu el. Păi de ce gata. Să spar? Că eu n-am silk touch. De ce n-ai silk touch? Păi nu am la mine silk touch. Ok, perfect. Deci gata, acum o să-i dăm foc la ăla, nu? Păi da, dar stai, bă, ăsta, câte diamante pe... Mă, tu de ce ai pus ăsta dincolo, mă? Păi nu știu că și tu ai pus unul aici. Păi ăla e pentru plată, alea să-i avea în linie aici. Aolo, Luca. Bă, pune acolo, mă, de aici câte diamante avea? 3 diamante per slot? 2. Două, nu avea două. Ba da, astea sunt alea de două, uite-le. Că le-am mutat eu de aici. Tu le-ai pus aici. Păi le-am mutat eu de... Păi atunci punem chestul ăsta alt mie acolo. Pentru că ăsta era cu trei, nu? Trei. Ai face bine să scrii cum trebuie acolo. Gat. Uite, și pune-l tu pe ăla. Și pune sign-ul cu două, da. Diamante per slot. Și uite ender chest-ul, ia-ți din ender chest ce-ți trebuie. Da, acum. Da. Gata, am mamă, am de ce are numai chestii random aici? Ce shop-i gata, asta? Am terminat. Cumva asta comercializează cactusii pe care i-am pus noi la prank? Da, gen, asta e oribil. I-a pus la vânzare. Wow. Și eu trag pe dreapta un stack de cactus. Ia că-mi iau și eu. Ia că, bă! Bă, e tata, bă! Nu mai vorbești așa. Hai, acum vine partea mea preferată, da, chiar le-am. Ai un de la care activează redstone sau redstone? Du-te tu, ia redstone și chestii. Mă duc acum să iau un băț, fac un levier și... Bă, știi ce mi-e frică, Pink? Sincer? Dar nu cred că are cum să iasă atât de prost. Dar gen... Bă, pune like două TNT-uri separate ca să nu explodeze și să arunce peste tot. Bă, asta voiam să zic, că s-ar putea să ricoșeze în alte părți. Păi nu cred că ricoșează, bro. Că gen, punem puține. Nouă avem. Pune mi n-avem. Am zis nouă avem. A, nouă? Da. Oh my god, păi și cum le pun? Ia vino mă, Pink, să păi le pui tu mai bine. Păi nu pui decât două tu, am asta am pus trei. Faci. Păi 3 e prea mult. Nu e prea eu mult. Eu ce ți-am zis? Că punem 2 și tu zici că punem 3 și apoi o să-mi zici mamă, Pink, a explodat până și casa lui Sammy, de bani.
Chiar așa o să fie. Păi nu pune 9, pune doar 2. Doar 2 TNT-uri. Bă, dar nu știu dacă ajunge semnalul de redstone până acolo, actually. Cum să n-ajungă? De ce să n-ajungă? Păi îl ducem, ajunge? Unde îl ducem? Păi nu, păi nu merge mult. Uite, ba da, ba da, ba da, ba da, ba da, se activează tot. Vino cu acu el, uite, și du-l pe sus pe aici, pe la mine. Păi mă, tu și că după nu știu câte blocuri ba nu, ba nu, ba nu. Nu e adevărat, e o minciună. What? Ai trăit în minciună, Pink. Despre ce vorbești, mă? Mă, ascultă-mă, mă, că am dreptate. Și pune-le la toate, gen, să le activeze pe toate în același timp. Mă, tu realizezi că nu o să meargă, îți trebuie niște repeateri aici ca nu, să nu mai ducă trebuie, semnalul. Ai încredere în mine, Pink. Mă, eu nu am încredere nici în mine, vrei să am încredere în trebuie tine. Trebuie să ai în mine, măcar, dacă n-ai în tine. Ia. Mă, deci nu o să ba meargă. Ba da, o să meargă, fii atent, hai că te stau. Bine, fii atent. Ai un buton? Fii atent, da? Dar cine apasă butonul? Cine apasă? Oh, firar, uite. Uite că nu merge, uite. Hai că nu merge. N-a mers, bă. Că nu merge. Trebuie... Stai, lasă-le. Până unde se duce semnalul. Nu știam de chestia asta, what? Bă, uite. Min. Până aici, până semnalul aici. Semnalul de redstone merge numai vreo 15 blocuri. Da, e mult prea puțin. Să ne trebuie un repeater fix aici. Caută repede cum se face un repeater. Da, nu am găsit. Dar ne trebuie un... Stai așa la... Stai că am crafting, aveam unul în inventar și am mai făcut unul. Două torțe. Bro, am ce-mi trebuie, fii atent, Ok, da? Ok, let's go, hai. Și unde-l punem? Și... Pune-l aici, gen undeva, unde... Nu, fix înainte să se piardă semnalul. Păi da. Atent. Da, oprește, du-te și oprește redstone-ul. Au, du-te da. Și oprește ăla. Gata. Ai oprit, da? Da, e oprit. Ok. Le bun, și fii atent, da. Acum, stai așa că trebuie să mai scurtăm și de aici. A, și punem asta, gen... Ia stai. Da, pune-l acolo, pune-l pe blocul ăla. Așa. Gata. Mamă, deci, cine dă din noi doi? Mamă, bă, well, I mean, apasă și du-te repede în spate. Ok, tu stai mai în spate să prinzi totul, hai. Hai, mă uit. 3... Nu, hai să facem ca la Revelion. 10. 9. 10, că 1, gata. Atunci, dă-te în spate, vino în spate. Vino yeah. spate. Wow. Wow, ți-am zis că trebuia să spunem mai multe. I-a rămas Elicia, bro. Bă, măcar l-am bubuit. Ricoșaua iurea după, ricoșaua iurea și distrugea burgerul. Wow, și acum hai să... Păi nu ne mai trebuie burgerul sau acum hai să-i rupem tot și să-i aruncăm înapoi în chest. Bă, deci gata. Nu știi ce s-a întâmplat, frate meu. O să fie ceva gen, păi unde-mi e elicopterul? E ca și cum, gândește-te să te duci acum la tine acasă și să nu mai fie casa ta. Da, da, să-mi văd barca în altă parte. Dar barca e insane, tu-ți dai seama toată barca. Hai că o să stea cineva vreo 6 ore să-mi scoată toată barca și să o pună în altă parte dacă e. Actually, cred că vreo 8, că mai are și chestiile la interior. Păi cât ai stat? Tu cât ai stat să faci gen doar barca? Doar barca, ceva gen 6 ore, Luca. Păi 6 ore doar să o faci, gândește că el trebuie să o spargă și să o facă. Da, trebuie să o spargă și trebuie să o facă la fel și trebuie să îi mai facă păi și o face, de la interior. Îți face una mai mică. Cum ar fi să spună o barcă gen un item de ăla de barcă? Că iau eu, dacă mă înțelegi, dacă se atinge cineva de barca mea. Ce mă stați cu de barcă? Parte. Ia. Gata, mă. Zic eu ce am cu barca, aia e noua mea casă, dacă mă umblă ăștia la casă, știi cum? Hai că am curățat repede. Bă, vezi că ne-am mișcat rapid. N-a fost chiar atât de oribil. Uite că ai lăsat alea acolo. Ce sale? Ce sale? Blocurile, ce sale? Cum adică ce sale? Blocurile. What? Gata. Am făcut gata, tot. Ia și tu toată mizeria asta, bagă-i înapoi în chest. La mișto așa. Să te mutăm și chesturile, mă? Nu știu, eu îi parunc pe aici ce am luat de la el. Hai că da, uite, hai, da, tot. Dar am tras pe dreapta stacul ăla de cactus, o creadă da, el. Așa l-am luat. Noi le-am pus în casă, exact. Nu? Exact. True. Hai că îi le true mai dau înapoi. And real. Să fie mai frumos. Gata, mă, are... I-am dat viață. Știi ce era mișto? O sursă de lumină aici unde e elicopterul. Bă! Pink! Ce-o ai, mă? Eu uitat... să mă lași să dorm, uitat tu, că o... nu, lasă, că e patul meu. Am uitat o parte din elicopterului. Unde? Vino a rămas uiți. Ceva în aer acolo? Vino să te uiți. Cum am observat asta? Uite, da, e... S-a camuflat, bro, s-a camuflat. Uite cu ce m-am urcat, gen. Când ești bogat pe Minecraft. Când ești bogat. Gata, m-am rezolvat. Nu. Mamă, deci gata, legit, mă, tu știi că eu am în chesturi peste 20 de crafting table-uri. Mereu craftez așa când n-am la mine. Mamă, lasă Luca că și eu tot craftez crafting table-ul, nu e problemă. Mamă, uite cât de clean arată, vină-mi cu altce. Deci eu parcă respir alt aer în joc, ești nebun? Uite cum te simți.
Nu e alt vibe aici, efectiv, mie mi se pare mult mai șmechi de nebun. E mai puțină poluare, e da. De ce trebuie, deci Luca? Deci tocmai am reparat gen, nu știu, tot ce se putea repara pe server, gen, noi practic suntem ecologiști și tot aud un zombie. Pink, unde e un zombie aici? Bă. Cam atât a fost și cu episodul ăsta, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like și subscribe. Sper că v-a plăcut, chiar a fost destul de șmeche, dacă mă întrebați pe mine, dați un like și la mine și la Pink, un follow pe Instagram și... Ne vedem noi data viitoare, pa, pa!